Întreaga Românie și pe cale de consecință și Romanul se confruntă cu o mare problemă care ține de incapacitatea de a face față numărului de mașini care trebuie să circule sau să fie parcate pe aceeași infrastructură moștenită din epoca de aur. Conform datelor deținute de primărie, respectiv potrivit bazei de date de la Biroul de Impozite și Taxe Locale, un sfert dintre romașcani sunt proprietari de mașini. Chiar în legătură cu această întrebare, la una din vizitele pe care le-am făcut, fiind invitat, după cum știți, în afara orilor de program la diferite persoane din zonele municipiului Roman, chiar am primit această întrebare și la vremea respectivă i-am zis, chiar nu știu, dar am să mă interesez. Mi se pare foarte interesantă întrebarea, pentru că, după cum bine știți, toată infrastructura rutieră de pe raza municipiului Roman a fost gândită în vremurile trecute, când traficul nu era cel din ziua de azi și numărul de autovehicule. Astăzi pot să vă anunț că la nivelul primăriei municipiului Roman, la nivelul persoanelor fizice, avem un număr de 15.765 de autovehicule. Imaginați-vă că discutăm de o populație de circa 72.000 de locuitori, conform celor de la statistică. E ultima raportare. E ultima raportare. Populația după domiciliu. Bun. Alea nu le mai punem. Hai să zicem că de aici, nu știu, de regulă când luam cu drept de vot, erau 59.000, ceva de genul ăsta. Deci, practic, discutăm cam un sfert din populația municipiului Roman deține o mașină, ceea ce e foarte mult. La acest număr de mașini se adaugă cele aflate în tranzit pe E85 și cele din bază de transport a instituțiilor și societăților comerciale, care se ridică la 2947 de autoturisme și 361 mașini de transport marfă. Edilii recunosc că infrastructura rutieră este cu mult depășită față de capacitatea proiectată în timpul regimului comunist, când traficul era cu totul altul, respectiv mult mai mic. Dacă luăm în calcul și cei care tranzitează municipiul Roman, care e un număr foarte mare, iar la persoanele juridice, pentru că avem și aici, avem 2947 de autoturisme. Deci iată și acestea afectează. Bine, după aceea avem și mijloace de transport greu, cele lente 133, cele grele pentru exclusiv intern 228. Deci e clar că infrastructura este cu mult depășită și nu de ieri de azi, ci de multă vreme. Dar nu e o situație care se întâmplă doar la Roman. Acest lucru se întâmplă în toate localitățile din România, pentru că, așa cum vă spuneam, aceste localități au fost proiectate cu multă vreme în urmă, când nu exista traficul care există în ziua de azi. În condițiile acestei situații, edilul șef recunoaște că, în ciuda eforturilor autorităților locale de a asigura locuri de parcare pentru autoturisme, este din ce în ce mai greu de găsit spații unde acestea pot fi amenajate. Pe cale de consecință și legea care obligă autoritățile publice locale să înființeze servicii de ridicare a autoturismelor parcate în locuri nepermise, este greu de aplicat. Vom analiza în momentul de față, trebuie să gândim foarte bine dacă trebuie să modificăm organigrama, trebuie să identificăm un spațiu unde să se depoziteze aceste platforme. Și vedeți dumneavoastră, la modul cum se schimbă legile în ziua de azi și cum se modifică, e bine să mai stăm un pic, să vedem ce se întâmplă. Că ne apucăm de făcut cheltuieli și ulterior ne trezim că le-am făcut degeaba. Limitarea achiziționării de mașini de către populație nici nu poate fi luată în calcul. Trebuie însă să recunoaștem faptul că modul de gândire al dezvoltării infrastructurii rutiere de după Revoluție a demonstrat incapacitatea guvernărilor post-decembriste de a realiza un plan coerent multianual de dezvoltare a infrastructurii. Pe de altă parte, toate investițiile în autostrăzi s-au dovedit a fi un jaf național al banului public practicat de toate guvernările politice de după 1989, de la autostrada Bechtel la cea care, de bine ce a fost realizată, s-a surpat la ceva timp de la darea acesteia în folosință.